s-a mărit și s-a înălțat, pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el. Iar Domnul el în mâinile lui, nici nu-l va osândi când se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va înălța ca să moștenești pământul când vor pieri păcătoși și vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stăpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor, este în vreme de necaz. Și îi va ajuta pe ei Domnul și îi va izbăvi pe ei și îi va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și îi va mântui pe ei ca un nădăjduit în el. În 16 octombrie este hilotonit diacon. 1932, la 25 septembrie este hilotonit preot. 1933, la 8 octombrie se naște Lidia, avându-le ca naș de botez pe istoricul transilvanean Ioan Lupaș. 1934, la 1 ianuarie este numit redactor responsabil al ziarului Telegraful Român, funcție îndeplinită, vreme de 12 ani, până în 13 mai 1945. 1943, apare la Sibiu Iisus Hristos sau Restaurarea Omului. 1946, sub presiunea autorităților comuniste, reprezentate de Petru Groza, mitropolitul Nicolae Bălan este silit, împotriva propriei voințe, să-i ceară demisia din funcția de rector al Academiei, rămâne profesor în continuare până în 1947. 1943, apare la Sibiu Iisus Hristos sau Restaurarea Omului. Mioara. 1946, sub presiunea autorităților comuniste, reprezentate de Petru Groza, mitropolitul Nicolae Bălan, părintele Radu Preda, părintele Cătălin Raiu, părintele Ioan Cristescu, părintele Ștefan Colceriu este silit, împotriva propriei voințe, să-i ceară demisia din funcția de rector al Academiei, rămâne profesor în continuare până în 1947.